Un bărbat care nu își găsea soția și copilul a sunat la 112. Aceștia erau ascunși de frica bătăilor. Conform mesajul.ro, polițiștii din Abrud au intervenit la Valea Negrilesii după ce un bărbat a sunat la 112 pentru că nu-și găsea soția și copilul. În cele din urmă, bărbatul s-a ales cu dosar penal pentru că polițiștii au descoperit că acesta și-a agresat soția, scrie ziarul Alba24. Bărbatul a sunat sâmbătă la poliție că nu-și găsește soția și copilul. Acesta le-a spus că i-a căutat, însă erau de negăsit. Din primele cercetări efectuate de polițiști, a rezultat că bărbatul, în timp ce se afla la locuința femeii în vârstă de 31 de ani, ar fi amenințat cu acte de violență, fapt ce a determinat-o să se ascundă. În urma aplicării formularului de evaluare a riscului, a rezultat că se impune emiterea ordinului provizoriu de protecție, iar bărbatul a fost evacuat din locuință. Față de acesta, cercetările sunt continuate sub astfel săvârșirii infracțiunii de amenințare, relatează mesajul.ro.